Iubită Biserică, vă îndemn să deschideți Sfintele Scripturi, Cartea Vechiului Testament la 2 Cronici, capitolul 19, pagina biblică 467 pentru cei care aveți traducerea Cornelescu. 2 Cronici, capitolul 19, începând cu versetul 4 în continuare. Iosafat a rămas la Ierusalim, apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului de la Berșeba până la muntele lui Efraim, și a adus înapoi la Domnul Dumnezeu părinților lor. A pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Iuda în fiecare cetate și a zis judecătorilor, luați seama la ce faceți, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel. Și iată poruncile pe care li le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului, cu credință și curăție de inimă. În orice neînțelegere care vă va fi supusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor și anume cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături și rânduieli, să-i luminați ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbucnească mânia lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Și iată că aveți în frunte pe marele preot Amaria pentru toate treburile Domnului și pe Zebadia fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului. Și aveți înainte ca dregători pe leviți, întăriți-vă și lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Amin. În continuare, din nou putem spune din toată inima, lăudat să fie Domnul. Mi-aduc aminte de omul lui Dumnezeu David, care spunea el într-o împrejurare, într-un psalm 18, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Amin. Domnul să ne dea izbăvire. Amin. Și biruință bisericii sale în vremea aceasta. E adevărat că fratele Nelu m-a sunat aseară, ieri după amiază spre seară, la telefon și spunea, hai la noi dacă mâine ești liber. Și zic, frate Nelu, am fost de două ori luna asta, încă o dată, mai vin o dată, zice. Am răspuns invitației fratelui, mulțumesc frate Nelu, Domnul să te binecuvânteze, mulțumesc bisericii care mă primește cu atâta dragoste, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră, copiii dumneavoastră și împreună, ca mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos, să nu uitați să stăm uniți. Și Dumnezeu să ne ajute. Chiar dacă vremurile sunt așa de delicate, chiar dacă societatea se frământă, nu uitați, acolo unde este unitate, Domnul lasă binecuvântare. Chiar dacă duminica viitoare biserica va avea un moment electoral, și atunci prin unitate Domnul dă binecuvântare. Și nu uitați, biserica Domnului Iisus, biserica Lui, va fi totdeauna biruitoare până va veni Domnul slavă. Ajută-ne, Doamne, să prindem ziua aceea mai repede. Până atunci, stăm din nou în fața cuvântului Domnului și ne stă scris în Scriptură de data aceasta despre omul acesta, Iosafat, un împărat din Iuda. Erau două popoare, sau două națiuni, mai bine zis. Națiunea lui Israel și națiunea lui Iuda. Iosafat era unul care conducea împărăția lui Iuda două seminții și era fiul lui Asa, care a condus 41 de ani această împărăție a lui Iuda, moare tatăl său și preia el conducerea împărăției. Omul acesta caută pe Domnul și noi citim despre el că el a fost acela care în versetul 3 spune, ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Iosafat a fost omul care a înlăturat idolii din țară și inima lui îl căuta pe Domnul. Dar vedeți dumneavoastră, în scurgerea anilor, el a avut copii care au crescut mari și s-a încuscrit cu Ahab, împăratul lui Israel, care era un împărat declarat de oameni rău și acțiunile sale au fost rele și el s-a vândut rob păcatului ca să diavolului și a înfăptuit răul. Încuscrirea aceasta dintre cei doi n-a fost benefică pentru omul lui Dumnezeu Iosafat, chiar dacă el era împărat.
chiar dacă Ahab era cu scrul lui, când s-a unit împreună să meargă la luptă, la întoarcere, Domnul îl mustră aspru pe omul acesta, Iosafat, datorită acțiunii pe care el a făcut-o. Și în privința aceasta, aș vrea să fiecare dintre dumneavoastră să ia aminte bine cu cine se împrietenește, la ce acțiuni ia parte, chiar dacă Ahab era din poporul ales al lui Dumnezeu, din cele 12 seminții, conducând 10, Iosafat era din celelalte două, dar tot din poporul lui Dumnezeu făcea parte. Citim în Cartea Domnului la versetul 2 următoarele despre Jehu, fiul prorocului Hanani. I-a ieșit înainte lui Iosafat și a zis împăratului: cum de ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Ziua aceasta nu o s-o cotesc, sau slujba aceasta o slujbă de evangelizare și întoarcerea oamenilor din lume la pocăință, ci s-o cotesc că biserica Domnului în vremea aceasta are nevoie de învățătura Domnului, pentru că Scriptura spune, și Pavel recitește el și spune a lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe. Citim aici în cuvântul Domnului, chiar citea un frate la Psalmul 25, la timpul de rugăciune, și mă gândeam, oare cineva mai vrea să învețe ceva? Spune versetul 5, Psalmul 25, povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă. Amin. A fost citit la timpul de rugăciune. Acum nu știu, mai vrem să fim învățați din cuvântul Domnului? Amin. Iată că relațiile lui Iosafat cu Ahab, acțiunile lor împreună, au fost dăunătoare lui Iosafat. Domnul îl mustră aspru, de aceea în relațiile noastre cu aceia care își spun că sunt creștini și nu sunt creștini și s-au vândut ca și Ahab să păcătuiască împotriva Domnului, acțiunile noastre împreună cu el îl determină pe Dumnezeu să ia diferite acțiuni împotriva noastră și suntem surprinși de ce se întâmplă așa ceva. Spune aici, din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Și versetul 3 îl recitesc încă o dată: dar tot se mai găsește și ceva bun în tine. Când Dumnezeu l-a cercetat pe Iosafat, s-a mai găsit ceva bun în Iosafat. Ce s-a găsit bun în Iosafat? Ce s-a găsit bun în omul acesta? Am citit, doar recitesc două puncte urmând ca apoi să vedem câte lucruri bune s-au mai găsit în Iosafat. S-a găsit bine în tine că ai înlăturat din țară idolii, ți-ai pus inima să caute pe Domnul. Două lucruri. Și de la aceste două lucruri, pentru că el a început să caute pe Domnul, pentru că a dat la o parte idolii din țară, Iosafat nu s-a mulțumit să caute doar el pe Domnul. Nu s-a mulțumit doar el ca persoană individuală să aibă o relație cu Domnul. Nu s-a mulțumit cu atâta, ci spune cuvântul Domnului în versetul 4, Iosafat a rămas la Ierusalim. Și apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului de la Berșeba până la muntele lui Efraim. Și ce a făcut? Și i-a adus înapoi la Domnul Dumnezeu părinților lor. A eliminat idolii din țară și au rămas oamenii fără idoli. Nu mai aveau la ce să se închine. Dar omul acesta care îl căuta pe Domnul și inima lui tânjea după Domnul, nu s-a mulțumit cu atâta. Dacă vreți, a început să meargă din casă în casă la făget. Să adune oamenii din nou la casa de rugăciune, să adune din nou oamenii la post, să adune oamenii din nou la citirea Scripturii. Și când se citește Scriptura, spune în cartea lui Nemia, care trebuia să fie sau va fi după amiază citit, spune acolo, când Ezra a citit din cartea Domnului, spune Scripturile că tot poporul a zis amin, amin, adică așa să fie, lăudat să fie Domnul. Și învățăm și noi, biserica din Făget astăzi aici, că dacă un frate, un păstor sau un frate de la timpul de rugăciune citește un psalm, un cuvânt, un verset sau mai multe, după ce a citit textul, avem datoria să spunem amin cu toții la unison, dovedind că este cuvântul Domnului și aminul care îl spunem, îl spunem spre slava lui Dumnezeu, mărire Lui. Învățăm, dragii mei, dar să și practicăm, să ne ajute Domnul. Iosafat a fost omul care a intrat din casă în casă, din loc în loc, din regiune în regiune, din județ în județ, dacă vreți, și a dus pe oameni, haideți înapoi la Dumnezeu! El ne-a scos din țara Egiptului, el a fost cu părinții noștri prin pustie, el ne-a dus în țara făgăduinței, aici, în țara unde curge lapte și miere, înapoi la Dumnezeu, înapoi la lege, înapoi la mărturie, căci oamenii se depărtaseră de Dumnezeu. Și într-o vreme ca aceasta, fiecare dintre noi să iei bine seama asupra umbletelor sale.
Iosafat a fost omul care a umblat și cu Ahab, dar după ce a fost mustrat de Domnul, Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt i-a trezit mintea, inima, l-a căutat pe Domnul și a intrat să schimbe atitudinea, acțiunile sale, s-a ocupat de popor, fie ca păstorii dumneavoastră din loc să se ocupe de popor. Dar rețineți și poporul să asculte de păstori. Citim în cartea Domnului. Ce face omul acesta? Iosafat a pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Iuda, în fiecare cetate. Până atunci n-au fost judecători, că de-aia i-au pus. Fiecare cetate făcea probabil cum îi plăcea. De trei ori găsim scris în Scriptură expresia aceasta, pe vremea lui Moise și pe vremea judecătorilor de două ori. Fiecare făcea cum îi plăcea. E, dragii mei, nu putem trăi viața de pocăință cum ne place nouă. Nu putem trăi viața de pocăință sau viața de creștin pe pământul acesta după ureche, cum sunt unii muzicanți care cântă după ureche. Nu, nu! Noi trebuie să avem o cale precisă, o direcție trasă, sigur, și spune aici cuvântul Domnului, a pus judecători. Și când i-a pus judecătorii, n-a zis, na, acum judecați și faceți cum știți voi. Iosafat intră în amănunțime și aș dori ca Domnul să binecuvânteze biserica din loc să intrăm în amănunțimea pocăinței, nu numai de suprafață. Haideți să săpăm adânc, să găsim comorile nestemate a mântuirii noastre care sunt ascunse cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă parte de bucuriile cerului, de pacea care vine de sus și de neprihănirea Lui. Doamne ajută! Că împărăția Lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură după cum se agită oamenii în vremea aceasta, ci este pace! Doamne, dă-ne-o! Împărăția Lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, începe din lăuntru vostru. Și acum fiecare să se cerceteze, am pace în inimă, sunt îngrijorat, sunt frământat, sunt stresat. De ce? Pentru că lipsește pacea. Înapoi la Domnul, El dă pacea și nu o dă cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și Dumnezeu să ne omărească. Un alt caracter a împărăției lui Dumnezeu, bucuria în Duhul Sfânt. Nu cer și niciodată, n-am cerut nimănui niciodată să rânjească, să zâmbească mecanic, dar bucuria să locuiască în inimile noastre, în lăuntru nostru, bucuria Duhului Sfânt. Aduceți-vă aminte, aceia care ați trecut pe la stăruință și ați primit din partea Domnului mărturia că sunteți fiii lui Dumnezeu, botezându-vă cu Duhul Sfânt, ce bucurie, ce extaz, ce fericire, de ce? Domnul a turnat bucuria Duhului în inimă și astăzi unde este? Înapoi la Cel ce dă bucuria în inimă și El se deschide cerul și se reverse bucuria Lui peste sufletele noastre, dar pentru aceea, este nevoie, scoateți idolii afară și căutați pe Domnul din toată inima, Doamne ajută-ne! Amin. Și starea de neprihănire, aceea nu se capătă nici prin fapte, nici prin avere, nici prin acțiunile noastre sau gândurile noastre, aceea se capătă de la Dumnezeu, prin credință, Doamne întărește-ne și mărește-ne credința! Amin. Omului Dumnezeu Iosafat a pus judecători și le-a spus următoarele lucruri. Luați seama la ce faceți, ce ați făcut până acum, fraților și surorilor. Altădată, joia, cum spunea fratele, ce ați făcut? Astăzi ce faceți? Mâine ce aveți de gând să faceți? Spune Scriptura, luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Și dați-mi voie să vă spun că acest verset, aceste cuvinte în mod special, ele sunt pentru tot poporul, dar în mod special pentru aceia care sunt în fruntea bisericii. Pentru aceia care de duminică vor fi în fruntea bisericii. Și citesc încă o dată. Pentru Domnul care va fi lângă voi le veți rosti judecățile. De aceea luați seama, fraților, că Domnul este lângă voi și vă vede. Cuvântul Domnului spune mai departe, versetul 7. Acum frica Domnului să fie peste voi, peste noi toți, amin. Dar în mod special și cu dedicație, dacă vreți, pentru aceia care Iosafat i-a pus judecători, le cerea lucrul acesta. Voi sunteți judecători aici în Iuda, în cetățile din Iuda. Frica Domnului trebuie să fie peste voi. Mai recitim în versetul 9 ce s-a citit. Și iată poruncile pe care li le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului. De două ori accentuează omului Dumnezeu Iosafat și pentru judecătorii din afara Ierusalimului și pentru judecătorii din Ierusalim și pentru cei care vor fi în făget.
Luați seama, spune cuvântul Domnului, voi să lucrați în frica Domnului. Amen. Vedeți dumneavoastră, Iosua nu i-a făcut pe toți judecători. Iosafat nu i-a făcut pe toți judecători. Iosafat a pus doar câțiva. De aceea aduceți-vă aminte de ce spunea Domnul Iisus. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Lăsați pe aceia care i-a chemat Dumnezeu să judece, vor judeca ei. Nu vă implicați acolo unde nu sunteți chemați. Și citim în cartea Domnului, de fapt, ce înseamnă a umbla, a lucra în frica Domnului. Pentru că și în versetul 6, cât și în versetul 9 se vorbește ca voi să lucrați în frica Domnului, citim câteva cuvinte ce înseamnă de fapt frica Domnului. Probabil că dumneavoastră știți cuvântul Domnului, dar mai îl recitim încă o dată și spune scripturile astfel. Proverbe, capitolul 15, versetul 33. Frica de Domnul este școala înțelepciunii. Ești la școală, frate și soră? Ești în această școală a înțelepciunii numită frica de Domnul? Iov spune că frica de Domnul aceasta este înțelepciunea. Ori prea iubiților, în această școală se stă atâta vreme cât ești pe pământ. În Evanghelia după Luca găsim scris despre omul lui Dumnezeu Simeon, care deși era un om mai în vârstă, înaintat în vârstă, el era cu frică de Domnul. Să ne ajute Domnul pe toți să rămânem în această frică. În mod special, și repet cu dedicație pentru cei care vor fi în fruntea poporului, ei trebuie să fie în această școală a înțelepciunii, frica de Domnul. În capitolul 16 mai citim un cuvânt care spune următoarele, versetul 6. Prin dragoste și credincioșie omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Care este importanța fricii de Domnul în viața mea și în viața dumneatale? Frica de Domnul ne determină să ne abatem de la rău, de la păcat, de la fără de lege, să ne ferim de ele și zic Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen. Prea iubiților, nu știu cât de mult vă temeți de Domnul, dar cu cât un om se teme mai puțin de Domnul, cu atâta păcătuiește mai mult. Cu atâta se depărtează mai mult, cu atâta ia în deșert numele Domnului mai mult. Orice copil care nu se teme de tata și mama va face tot mai multe nezbâtii și mai multe prostii. De aceea, într-o vreme ca aceasta, temeți-vă de Domnul și păziți poruncile Lui, spune Scriptura. Spune cuvântul Domnului câteva cuvinte în ce privește această învățătură. Citesc în cartea Domnului la Proverbe, capitolul 12. Spune Scripturile în versetul 15 astfel. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. De ce este important să fii un om temător de Domnul? Ești în școala înțelepciunii și un om înțelept totdeauna ascultă sfaturile. Nu le abandonează, nu spune, iară fratele Moise predică, iară fratele Pavelon, dar ne-am săturat de ei, nu mai mă interesează, nu! Omul înțelept ascultă sfaturile. Ce ați dovedit până acum, fiecare poate să spună în dreptul lui. Dar de astăzi încolo, fiți înțelepți și ascultați sfaturile care vi se dau din Scriptură și Domnul să vă binecuvânteze. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Aceasta este atitudinea înțeleptului. Citim și următorul verset. Cine spune adevărul, face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Dacă așa stau lucrurile, fraților, ai grijă gură mică ce vorbești, căci părintele de sus te aude neîncetat, ai grijă gură mică ce vorbești. Și încă un lucru despre a lucra în frica Domnului. În capitolul 8 spune cuvântul Domnului în versetul 13, astfel, mai concret, cum se manifestă frica de Domnul? Frica de Domnul este urârea răului. Urăști minciuna, urăști bârfa, urăști clevetirea, urăști viața imorală cu toate cele patru capitole ale ei, urăști cearta, urăști mânia, urăști îmbuibarea, pentru că frica de Domnul, spune cuvântul Domnului, este urârea răului. Și când urăști răul, nu vei mai face răul, pentru că urăști, urăști să te cerți, urăști să bârfești, urăști să vorbești de rău și nici nu-l mai faci.
De aceea, frica de Domnul să locuiască în fiecare inimă. Fiți dar înțelepți în vremea aceasta și urâți răul și căutați binele. Oamenii aceștia pe care Iosafat i-a pus în frunte, în mod special le-a cerut să fie oameni cu frică de Domnul, să urască răul, să asculte sfaturile, iar în ce privește ocara, nu s-o ridice, ci s-o acopere. Citim în cartea Domnului ce spune mai departe: voi să lucrați, în versetul 9, voi să lucrați cu credință și curăție de inimă. Cum se lucrează în via Domnului? Cum se lucrează în casa Domnului? A, mă duc și eu acolo, mă rog și eu cu frația, păi dacă Domnul mi-ascultă rugăciunea, mi-o ascultă, dacă nu, nu. Așa se merge. Mă rog împreună cu biserica, pentru că Scriptura spune, dacă doi se unesc pe pământ să ceară un lucru cu credință, le va fi dat. Doamne, mărește-ne credința și să fim uniți la rugăciune. Li se cerea să lucreze cu credință. Oameni buni, ce fel de oameni trebuie să fie aceia care au credință? Mi-aduc aminte că ani în urmă, să fie undeva la 15-16 ani, am întâlnit în conducerea unei biserici un bărbat care a venit la mine și mi-a zis așa: frate Gigi, se tot vorbește, se tot predică de minuni, de semne, de vindecări. Eu n-am văzut niciuna, n-am cum să cred în ele, n-am... Păi și ce cauți în comitet, l-am întrebat. În conducerea unei biserici, una într-o stare de așa ceva, nu se poate sta. În fața poporului și în poporul Domnului și chiar în conducerea unei biserici, trebuie să fie oameni tari în credință. Și citim în cartea Domnului ce spune cuvântul Domnului. Apostolul Pavel vorbește câteva lucruri la 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 5. Dar citim și versetul 4. Învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui. Credința noastră pe ce e întemeiată? Pe înțelepciunea oamenilor? Pe filozofia teologică? Pe psihiatrie și psihologie? Pe știința din afară, așa zis, numită știință? Pe ce ne bazăm noi credința noastră? Spune un poet de cântare: credința mea e o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, ceea ce rămâne, rămâne Evanghelia Domnului, mărire Lui. Ori în fața poporului, în judecătorii din Israel și în poporul lui Dumnezeu de astăzi, îi sunt chemați să fie și să fie alcătuit doar din aceia care cred cuvântul: Doamne, întărește-ne! Și credința noastră, spune apostolul Pavel, să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Două lucruri și trecem de la subiectul acesta. Cum se manifestă puterea lui Dumnezeu? Cum cunoaștem puterea lui Dumnezeu? Unde o găsim, dragii mei? Aduceți-vă aminte ce spune Pavel la Romani, citim versetele acestea de data aceasta, deși sunt cunoscute, în capitolul 1, el spune următoarele în versetul 16: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ori lucrarea noastră trebuie să fie bazată pe o credință vie și această credință ne-o bazăm pe această Evanghelie a lui Dumnezeu, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu de mântuire, slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru cel ce crede. Și Pavel așa spunea: să vă aveți credință în puterea lui Dumnezeu. Iată unde se ascunde puterea lui Dumnezeu. Aici, în cartea aceasta, cuvintele acestea sunt cuvinte dătătoare de viață veșnică. Spunea Domnul Iisus odată ucenicilor: voi nu vă duceți, uite câți m-au părăsit. Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi dorim viața veșnică. Ca să ajungem să moștenim viața veșnică, avem nevoie să credem cuvântul Domnului, puterea Evangheliei. Doamne, mărește-ne credința! Cuvântul acesta este un cuvânt încercat. Și trecem și la celălalt punct, în care Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, mai spune încă un lucru în Faptele Apostolilor, capitolul 1, următoarele cuvinte. Versetul 7. El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim și așa mai departe.
Ce vom primi când se va pogorî Duhul Sfânt peste noi? Ce vom primi? Zice, stare. O mai aveți? Dragii mei, când Iosafat s-a pus și a pus inima să-L caute pe Domnul și să-I aducă pe oameni la Dumnezeu, I-a dus pe oameni la legea lui Moise pe care o avea ei atunci. Astăzi avem cuvântul Domnului, Evanghelia, puterea de mântuire și mai avem ceva, făgăduința Domnului Iisus Hristos. Când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și această putere vine de la Dumnezeu. Ca într-o vreme ca aceasta, lucrarea noastră să fie întemeiată și să fie plină de credință, credință în cuvântul Domnului și credință în puterea lui Dumnezeu manifestată prin Duhul Sfânt. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt! Amin. Nu vă îmbătați de vin! Aceasta este de străbălare! Fiți plini de Duh! Dumnezeu să ne ajute! Cum ajungem să fim plini de Duh? Post, rugăciune, citirea Scripturii. Și Dumnezeu este acela care umple inimile noastre în bunătatea Lui cea mare, cu har după har, slăvit să fie Domnul. Amin. Oamenii aceștia care Iosafat i-a pus înainte trebuiau să lucreze cu credință. Ei credeau ce citeau în lege, ca apoi să aplice legea în dreptul celor care aveau nevoie să fie aplicată. Și un al treilea punct, cum trebuiau să mai lucreze și cum trebuie să se lucre în biserică, se lucre cu frică de Domnul, se lucre cu credință și cu curăție de inimă. Nu se lucre cu mască pe față pentru popularitate, nu se lucre pentru a avea alte scopuri, pentru slava trecătoare a vremurilor de astăzi. Citim cum lucra Apostolul Pavel. El spune în scrisoarea sa către Corinteni, la 2 Corinteni, modul lui de lucru în capitolul 1, versetul 12. Așa e chemată biserica să lucreze și astăzi, și în mod special lucrătorii. Versetul 12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Cum a slujit Apostolul Pavel, în sfințenie și cu curăție de inimă, așa să ne ajute Domnul. N-a făcut-o pentru bani, n-a făcut-o ca cineva să-i facă vilă, n-a făcut-o ca cineva să-i cumpe o corabie să se plimbe pe Marea Mediterană, ci a făcut-o în curăție de inimă în vederea glorificării lui Dumnezeu și în vederea mântuirii celor păcătoși. Așa să ne ajute Domnul și nouă și slujitorilor de aici și celor care vor conduce lucrarea. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Spune cuvântul Domnului în versetul 7 mai departe. Vegheați asupra faptelor voastre, căci de la Domnul Dumnezeul nostru nu este nici o nelegiuire, nici nu se are în vedere fața omului, nici nu se primește daruri. Este foarte important să veghem asupra acțiunilor noastre, a faptelor noastre. Spunea Pavel Colosenilor în capitolul 3, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să le faceți totul, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos. Și iată că oamenii aceștia sunt avertizați, vegheați, vegheați asupra faptelor voastre, pentru că la Dumnezeu nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primește daruri, mită. Corupție. Lumea de astăzi se agită tare cu corupția și vor să elimine corupția. Niciodată nu vor corupe, atâta vreme nu vor realiza, atâta vreme cât au dat la o parte Evanghelia. Când Domnul pătrunde în inima unui om, acela nu mai are nevoie nici de mită, acela nu se mai lasă corupt, acela trăiește în curăție de inimă, plin de credință în Dumnezeu și cu frica de Domnul în inimă. Și el, pentru că îl respectă pe Domnul, pentru că îl slujește pe Domnul, cu o inimă curată, nu-și mai mânjește nici mâinile, nici cugetul, nici inima. Domnul să vă ajute să vă binecuvânteze. Citim în cartea Domnului mai departe, versetul 10. Pentru ce au fost puși acești oameni în Ierusalim, rezumându-ne la o localitate ca și făgetul? În orice neînțelegere care va fi supusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor, și anume, cu privire la un omor, nu uitați, vă rog, cine urăște pe aproapele său este un criminal și asta se numește crimă. Cu privire la un omor și viața veșnică nu este în el, cu privire la o lege, cu privire la o poruncă,
cu privire la învățături și rânduieli, să iluminați. Dragii mei, atunci și acum poporul lui Dumnezeu are legi, are porunci, are nevoie de învățătură și are nevoie de rânduieli. Toate și-au fiecare locul lui, lor. Legile și-au locul lor, porunca așa are locul ei, învățătura așa are locul ei, rânduiala așa are locul ei. A muta hotarele pe care părinții noștri le-au stabilit în lumina Evangheliei și a Duhului Sfânt în care credeau și a le lărgi, înseamnă a lărgi calea spre rai și vai pentru cel ce face lucrul acesta. Lăsați pietrele de hotar acolo unde au fost așezate de înaintașii noștri, de apostolii Domnului și încadrați-vă între ele, că cine vrea să o lărgească, o vă lărgește spre pieirea lui. De aceea, țineți cont la legea Domnului, țineți cont la porunca Domnului, luați aminte la învățătura apostolilor și rânduiala pe care Pavel a lăsat-o în fiecare biserică, căci aceasta este temelia bisericii lui Dumnezeu. Domnul s-o rânduie și aici, mai accentuat, ca să înțelegem că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al rânduielii, mărire Lui! Aleluia. Nu intrăm în amănuntele cele patru, dar continuăm să citim cuvântul Domnului, să ilumineze, asta era rolul acestor oameni care erau puși în fruntea poporului, să explice celor din cetate, cetățenilor de acolo, creștinilor, penticostalilor de la Făget, să iluminați, să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbucnească mânia Lui peste voi și peste frații voștri. Știți ce înseamnă când un popor păcătuiește? Când o grupare păcătuiește împotriva Domnului și nu ia nimeni seama? Haideți să vedem în Cartea Numeri, spune cuvântul Domnului ce s-a întâmplat. Aduceți-vă aminte de Core, Datan și Abiram. Au fost niște oameni care au pus ei mâna pe cădelnițe, au stat în fața lui Moise și au zis și ei, ce Moise, numai tu și prin noi vorbește Domnul. Și s-a întâmplat atunci că pământul s-a deschis, au fost înghițiți de vii și după acest eveniment s-a întâmplat un alt lucru. Citim Numeri capitolul 16, versetul 41. A doua zi toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Ieri au murit 250 de oameni înghițiți de vii și mâine și astăzi începe poporul să cârtească. Câtă instabilitate! Câtă instabilitate! Câtă călcare de lege, câtă călcare de poruncă, câtă abandonare de învățătură și de rânduială. Oameni buni, fără lege, fără poruncă, fără învățătură, fără rânduială, nu putem ajunge în țara făgăduinței. Oamenii aceștia, imediat după o zi, după câteva ore, de ieri până astăzi, din nou au păcătuit înaintea Domnului. Și citim ce spune cuvântul Domnului. I-au acuzat și au zis, voi ați omorât pe poporul Domnului. Și s-a întâmplat un lucru. Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aron și pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că i-a acoperit norul și s-a arătat slava Domnului. Atunci Moise și Aron au venit înaintea cortului întâlnirii și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ascultați, dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ. Și Moise a zis lui Aron, ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei. De ce? Căci a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. Ce citeam noi în versetul 10, să, cu privire la neînțelegeri, să le tâlcuiți legea, porunca, învățătura, rânduielile, să iluminați ca să nu se facă vinovați de Domnul și să nu izbucnească mânia Domnului. Iată în versetul 46 izbucnește mânia Domnului și încep oamenii să moară în tabăra lui Israel pentru că a izbucnit mânia Domnului, pentru că a fost călcat cuvântul Domnului, pentru că a fost călcată puterea Domnului, legea Domnului, porunca Domnului, învățătura și rânduiala, toate au fost abandonate și acolo unde sunt abandonate, mânia Domnului se desfășoară peste poporul acela. Să nu cădem dar sub mânia lui Dumnezeu, haideți, dragii mei, într-o vreme ca aceasta, să căutăm, să cunoaștem, să căutăm pe Domnul. Așa să ne ajute Domnul. Aron a luat cădelnița, cum zisese Moise,
a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse prin, urgia începuse printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire. S-a așezat între cei morți și între cei vii. 14.700 de inși au murit de urgia aceasta. Câți au murit? 14.700. Eu nu știu câți locuitori are Făgetul. Dacă cumva știți, fraților. Aproape în jur de 10.000, circa 10.000. Nici măcar câți au murit atunci. Asta e mânia lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, se predică un Dumnezeu tare plin de bunătate și așa este. Este plin de îndurare și așa este. Îndurarea lui n-a ajuns la margini și a noit-o și în dimineața aceasta față de noi. Dar când Israelul a mâniat pe Dumnezeu, când poporul a mâniat pe Dumnezeu și când a izbucnit mânia Domnului, cât că a fost poporul lui, 14.700 de oameni au murit. De aceea, nu vă faceți vinovați înaintea Domnului, nu stârniți mânia Domnului că El este foc mistuitor, ci într-o vreme ca aceasta căutați pe Domnul și veți trăi. Căutați legea Domnului, porunca Domnului, păziți învățătura Domnului, integrați-vă în rânduiala Lui și El vă va da binecuvântare, pace și fericire, slăviți să fie Domnul. Și citim în continuare. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Fraților, care de duminica viitoare veți sta din nou să conduceți biserica aceasta, lucrați așa, în așa fel încât să nu fiți vinovați înaintea Domnului. Este mare lucru să-ți ceară Domnul sângele poporului din mâna ta. De aceea luați aminte, lucrați cu frică de Domnul, trăiți cu frică de Domnul, lucrați cu credință, trăiți cu credință și cu curăție de inimă și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și acum versetul 11. Iată că aveți în frunte pe marele preot Amaria. Pentru toate treburile Domnului, pe Zebadia fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului. Și aveți înainte ca dregători pe leviți. Întăriți-vă și lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Poporul acesta lui Iuda, după rânduiala lui Iosafat, în lumina pe care a primit-o, la fel ca și Moise de altă dată, când și el și-a pus judecători, spune cuvântul Domnului următoarele: aveți acum în fruntea voastră pe preotul Amaria, pentru treburile Domnului. Dragii mei, când e un preot pentru treburile Domnului, nu mă duc la el să plătesc contribuția la biserică. El nu-i cu partea financiară, el e cu problema Domnului, cu viața ta spirituală, cu mijlocirea înaintea Domnului pentru tine și pentru popor. Cu viața spirituală veniți înaintea acestui om, cu starea păcătoasă veniți înaintea acestui om, cu înfrângerile voastre veniți înaintea acestui om, cu starea sufletească plină de bucurie veniți să o mărturisiți înaintea acestui om. Cu experiențele binecuvântate cu Domnul veniți și povestiți-le acestui om. Mi-aduc aminte, făcând o paranteză, de o soră care probabil a mai spus aici, într-o duminică m-a oprit și spune: frate Gigi, vreau să vorbesc doar câteva minute cu dumneatale. Da, soră, zic, te ascult. Zice, nu-ți fă probleme, că nu-ți aduc vești rele. Zice, știu că ești sătul de atâtea probleme. Nu e o vorbă de problemă. Și parcă m-am simțit mai liniștit. Ei, cu toate problemele și experiențele voastre, mergeți la preotul acesta cu numele Amaria. Ce nume poartă astăzi aici, îl știți voi? Puteți să-l spuneți tare. Vedeți dumneavoastră, și aici mai deschid încă o paranteză în paranteză. Noi, Biserica Pentecostală, ne cam temem să spunem, să ne rugăm pentru fratele păstor Nelu Pavelon, că e în evanghelizare, Domnul să-i dea har. Sau să ne rugăm pentru fratele Brezovan, că după masă se duce la Caransebeș să-l însoțească Domnul în har, sau pe altul. Ne temem să spunem astea. Sau dacă numim unul din sală să se roage pentru timpul de evanghelizare sau de slujbă divină: Doamne, revarsă harul Tău peste robul Tău. Dar ni-e rușine să spunem numele. Uite că aici Iosafat nu i-a fost rușine să spună numele. Nu a zis: aveți acolo un mare preot. Aveți acolo un mare preot cu numele de Amaria. La el să vă duceți cu problemele acelea care voi le aveți. Și revenind, închizând paranteză cu paranteză, sora aceea zice: vreau să spun cum Domnul s-a atins de mine la cină, cum Domnul m-a vindecat când am luat trupul și sângele Domnului. Și m-am bucurat și eu, s-o bucura și ea, și am dat slavă Domnului apoi cu biserica întreagă, că Domnul lucrează, slăviți să fie Domnul!
Experiențele dumneavoastră, înfrângerile voastre, eșecurile voastre, stările apăsătoare, în orice stare vă aflați, stați de vorbă cu preotul Amaria, cu acela care se ocupă de treburile Domnului, de problemele acestea, de toate treburile Domnului, și Domnul să vă ajute. Când aveți experiențe care zidesc biserica, veniți și spuneți ca omul acesta de aici, preotul, să spună poporului sau să te pună să mărturisești. De ce nu? Biserica Domnului să cunoască că Domnul lucrează și astăzi și Evanghelia Lui și astăzi e însoțită de har, de mântuire, de iertare de păcate, de vindecarea bolilor și a celor bolnavi, de întoarcerea fiilor risipitori în casa Lui. Slăviți să fie Domnul! Spuneți preotului, comunicați cu el treburile Domnului. Nu vă duceți la el să-i spuneți că mi-a fost cald în adunare. Aia nu-i problema lui. Citim mai departe ce spune cuvântul Domnului. Aveți pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda pentru toate treburile împăratului. Aduceți-vă aminte de Adoram, după ce s-a dezbinat cele două împărății. El făcea o treabă pentru împăratul. A plecat din Iuda în Ierusalim să strângă darea pentru împărat, pentru treburile împăratului. Ei, când ai astfel de probleme pentru treaba împăratului, caută casierul, ăla care strânge și adună și acumulează totul într-o pungă, în urma rugăciunilor binecuvântarea Domnului se lasă peste ea și apoi banii sunt direcționați acolo unde este nevoie. Fiecare și are partea lui bine definită și în cadrul bisericii de astăzi a Domnului, nu numai atunci în națiunea Israel sau Iuda. Iar următorul lucru spune mai departe: și aveți înainte ca dregători pe leviți, întăriți-vă și lucrați. Ei, dragii mei, și leviți ăștia acest. Numai cu cântare, așa-i? Cântă acum și mai cântă duminica viitoare sau după masă. Hai să vedem în cartea Domnului care-i treaba leviților. Dacă în câteva cuvinte am vorbit despre problema preotului Amaria, despre Zebadia cu problema, toate problemele împăratului, toate problemele împăratului se rezolvau și atunci ca și acum, cum bine știți, cu bani. Și apoi, iată-l pe leviți. Citim în cartea Domnului la 1 Cronici câteva cuvinte folositoare pentru noi în vremea aceasta și pentru biserica Domnului, și spune cuvântul Domnului următoarele în versetul 25 din capitolul 23, 1 Cronici. Versetul 25. Căci David a zis, regele, Domnul Dumnezeul lui Israel a dat odihnă poporului său și va locui pe vecie la Ierusalim, și leviții nu vor mai avea să poarte cortul și toate uneltele pentru slujba lui. Cine purta cortul întâlnirii până atunci? V-ați fi pus, fraților, să purtați cortul întâlnirii? Ca leviți? Să cărați toată ziua parii aceia cu chivotul, cu toate uneltele, cu toate, cu pari, cu baroase, cu trânăcoape, să le cărați. Nu vă face cinste, chiar la baros, chiar la lopată? Ei, dar astăzi s-au schimbat lucrurile. Și citim, deci leviții nu mai poartă. Și spune cuvântul Domnului în versetul 28, tot despre leviți. Puși lângă fiii lui Aron pentru slujba casei, ei, leviții, aveau să îngrijească de curți și de odăi. De curți, pe ce în curte? Lemnele, spune păstorul dumneavoastră. În curte mai este, crește buruieni printre pavaj. Aia e prea josnic, așa e, fetelor, să smulgem noi buruiana. E prea jos, dați leviți. Citim mai departe, să se ocupe de odăi. Câte odăi nu sunt aici în spate? Avem femeie de servici să măture ea, nu? Dar tu ești levit, asta ți-e chemarea. Ești levită. Citim mai departe, de curățirea tuturor lucrurilor sfinte. Atunci erau pahare, erau lighene, erau polonice, cauci, sau cum vreți să-i mai spuneți. Erau atâtea unelte la casa Domnului și furculițe și furci de tras carnea și de pus pe jertfă. Și câte nu mai erau, câte de multe erau. Pentru curățire. Vii pe aici să ștergi, să cureți praful de pe băncile astea sau să-l aspiri praful. De curățire la casa Domnului. Și mai citim, de împărțirea slujbei în casa Domnului. Nu cânti numai tu, mai lasă-mă să cânt și eu. Sau hai să cântăm împreună o cântare care o știm amândoi. Citim mai departe, de pâinile pentru punerea înaintea Domnului, de floarea de făină, daruri de mâncare și așa mai departe. Și spune cuvântul Domnului, trecând mai repede, pentru că știi timpul zboară, versetul 30. Ei aveau să stea în fiecare dimineață și fiecare seară ca să-L laude și să mărească pe Domnul. Aleluia. Ei, asta e, fraților.
Nu vreau să mă înțelegeți că dojenesc acum și am venit să vă dojenesc sau să vă arăt cu degetul. Dar prea s-a limitat închinarea leviților doar duminica de la 9 la 12 și seara de la 6 la 8 și apoi peste săptămână nu mai vezi niciun levit aici. De ce să nu cânte și joi seara leviții? Dar de ce să nu cânte dimineața? Uite aici leviții din trecut. Ei aveau să stea în fiecare dimineață când răsare soarele. La 5 jumate, la 6, ridică-te și începe și cântă spre slava Domnului. Laudă-L pe Domnul. Crezi că Domnul nu primește jertfa dumneatale atunci? Credeți că Domnul nu primește jertfa dumneavoastră atunci? Ei, dar cine se dă jos în pat la ora aceea de dimineață? Citim mai departe. Ei stăteau în fiecare seară și seara. Vorba fratelui, nu la tenelovele, ci să laude pe Domnul că El dă viața și s-a scurs încă o zi sub binecuvântarea Domnului, cu biruința Domnului, mărit să fie Domnul. Rolul leviților, dragii mei, ei nu sunt numai să arate cu degetul. Rolul levitului să-și pună microfonul, să facă una, să facă alta, câte activități. Și mai citim, în Scriptură nu s-a terminat, dar toate astea trebuie să se regăsească în poporul Domnului, în biserica Domnului, ca legi, porunci, învățătură și rânduială. Și citim mai departe ce spune Domnul. În Scriptură, versetul 32, nu le citesc pe toate, mai pesărite. Îngrijeau de cortul întâlnirii, de casa Domnului, de aici. Să urcă sus, să schimbe trei becuri acolo. Cine se urcă? Eu nu, eu sfată, nu mă pot urca, tu ești băiat, eu nu că n-am timp. Cine se urcă să le schimbe? Păi dar cine să aibă grijă de casa Domnului? Păstorul, hai frate, e cel mai mic dintre voi. Puneți barim unul mai înalt care să ajungă acolo. Îngrijeau de cortul întâlnirii, de sfântul locaș și știți de cine mai îngrijeau leviții? Surprinzător! Vă rog, citiți! Îngrijeau de fiii lui Aron. Câți fii a avut Aron? Zice stare. 4 fii a avut Aron. 2 au murit pentru că au adus foc străin și mai avea 2. Și ăștia 2 știți cum îi chema? Citim în Scriptură, că ne ajută mult Scriptura, de aia avem înaintea ochilor. Spune cuvântul Domnului, versetul 1 și 2, din 2, în 1 Cronici 24, astfel. Iată cetele fiilor lui Aron, fiii lui Aron, Nabad, Abihu, Eleazar și Itamar. Nabad și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii. Și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de... Citiți barim acolo dacă Biblie nu vi le luați cu voi. Slujba de preoți. 2 fii erau preoți. Și acum recitim versetul 32, mai pune-l, te rog, încă o dată. Îngrijeau de cortul întâlnirii, de sfântul locaș și de fiii lui Aron. Cum îi chema pe fiii lui Aron de care îngrijeau ei? Se numea Eleazar și Itamar. Ce făceau ei? Aveau slujba de preoți. De cine se îngrijeau leviții? Zice stare. De preoți. O întrebare. Vă îngrijiți de preoții dumneavoastră? O să-mi spuneți, nu mai avem preoți, aveți păstori, vă îngrijiți de ei. Când i-ai pus ultima dată de 50 de lei motorină în mașină? Frate, și așa mergi mult, cauți să strângi poporul din nou la casa Domnului ca Iosafat. Îți trebuie acolo, bagă numele Domnului, că Biblia mă învață că eu ca levit trebuie să am grijă de preoții Domnului. Când i-ai zis, măi, coriștilor, hai să facem o colectă și cumpărăm 2 cauciucuri noi la mașină lui ăla la alt păstor, că are 4 biserici și umblă și el de... Numai el știe, sărmanul, când a făcut asta? N-așteptați să vină societatea de afară să aibă grijă de preoții voștri, de păstorii voștri. Voi, leviților care sunteți pe aici, așa ne învață cuvântul Domnului. Iosafat asta le spunea la oamenii de atunci. Aveți preot? Aveți om care se ocupă cu problemele împăratului, aveți leviți care și ei se ocupă, se ocupă de preoți să nu moară de foame. Nu vă mai întreb dacă le-ați dus de pași vreun miel la vreunul acasă, probabil ați așteptat să vă dea ei. Iată ce spune cuvântul Domnului. Îngrijeau de cortul întâlnirii, de sfântul locaș, de fiii lui Aron, fraților, pentru slujba casei Domnului. Nu-i dădeau motorină să meargă la mare sau la surduc să facă baie. Pentru slujba Domnului, te duci la mormântare, la fărășești, ia de aici, bagă în rezervor. Te duci la evangelizare, mergi la familia cu tare și ai stat 6 ore acolo. Păi 6 ore nu lucra nimeni în locul lui ca să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Du-i o pâine acolo, cumpără-i-o, dă-i-o. Fraților și surorilor, doar în câteva cuvinte, în lumina Scripturii, menirea noastră în biserică,
Avem probleme sufletești, avem probleme spirituale, avem probleme la nivel de duh. Venim cu ele înaintea Domnului și a omului lui Dumnezeu. Aici aveți trei, Domnul să-i binecuvânteze. Ei, dar ei la rândul lor au nevoie să fie susținuți. Tot de voi. Și uite așa, unul susține spiritual pe celălalt, celălalt îl susține parte materială pe celălalt, ca împreună să avem un echilibru și groapa să se facă un șez și dealul să se coboare și să mergem pe cale spre cer împreună până în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Asta dorea de fapt și Iosafat. În primul rând și-a pus viața lui în rânduială, a depărtat idolii din țară, apoi a început să caute pe Domnul, a mers din cetate în cetate, din casă în casă, a pus rânduială, a așezat judecători care să judece după adevărul Evangheliei, ca oamenii să fie luminați de cuvântul Domnului, să cunoască legea Domnului, să cunoască poruncile Domnului, care e cea mai mare poruncă și nouă pe care a dat-o Domnul Iisus. Spunea Domnul Iisus într-o împrejurare, am să vă dau o poruncă nouă. Care-i? Zice, stare, să vă iubiți unii pe alții, Doamne ajută-ne, uite o poruncă, uite o poruncă, ne iubim? Ei, după ce suntem luminați și învățați și puși în rânduială, înțelegem rânduiala leviților, înțelegem rânduiala și activitatea fiecăruia în parte și ne încadrăm în ele. Și aici spune mai departe cuvântul Domnului și încheie el, întăriți-vă! Adică încurajați-vă, îmbărbătați-vă, nu stați, întăriți-vă și lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Da, cu cel ce nu face nimic, îi Domnul. Da sau nu? Cu leneșii Domnul, cu puturoșii Domnul. Da, cu cel ce lucră rău, este Domnul. Suntem chemați să lucrăm bine, așa să ne ajute Domnul. Nu să lucrăm oricum, nu cum ne place nouă. Toată lucrarea era direcționată sau, dacă vreți, supravegheată de Iosafat. Iosafat le dădea legi, Iosafat învăța cum să procedeze, Iosafat învăța ce acțiuni să facă. Și toți mergeau ca un singur popor. Și viața lui Iosafat și timpul domniei lui a fost o binecuvântare pentru Iuda, cât și a multor altor împărați după aceea. De ce să nu fie și la Făget o viață de binecuvântare de la Domnul, atâta vreme cât stăm sub marea ocrotire a marelui nostru împărat, Domnul Iisus Hristos, care ne cârmuiește și ne călăuzește, că El a dat în biserică, El a dat apostoli, El a dat proroci, El a dat învățători, El a dat păstori, El a dat evangheliști. De ce să nu rămânem în rânduiala aceasta? Doamne, ajută-ne să ne integrăm în ea. Și întăriți-vă și lucrați. Aveți de lucru, poate până acum nu v-ați dat seama. Aveți de lucru, lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Primul lucru care își dori acum la încheiere să vă aduc amintel. Cu ce să începeți? Începeți cu scoaterea idolilor din viețile dumneavoastră, din casele dumneavoastră, din sufletele voastre. Ezechiel 14 cu 3 spune că poporul acesta își poartă idoli în inimă. Faceți curățire în casa inimii. După ce ați scos idolii din casa inimii și din casele voastre și din viața dumneavoastră, puneți-vă toată inima să-L căutați pe Domnul cu o inimă curată. Slujiți pe Domnul cu frică, cu credință, și cu curăție de inimă. Integrați-vă în legea și poruncile Domnului, căutați învățătura Domnului și rămâneți în rânduiala Lui și toată lucrarea dumneavoastră va fi o lucrare bună, binecuvântată de marele nostru învățător, Domnul Iisus Hristos. Și citesc încheiind cuvintele scrise în Faptele Apostolilor, cum a început Biserica Primară, cu următoarele cuvinte de la capitolul 2, începând cu versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătură frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Și Domnul să vă binecuvânteze cu astfel de stare. Trăiți ca cei din tâi creștini, integrați-vă într-o vreme ca aceasta să scoateți idolii afară, să-L căutați pe Domnul, să trăiți pentru Domnul cu frică, să slujiți pe Domnul cu credincioșie, cu curăție de inimă și lepădare de sine, integrându-vă în rânduiala lui Dumnezeu și El din cer, Domnul, să fie cu Cel ce va face binele și va începe de astăzi pocăința. Doamne ajută!